Războiul din Ucraina continuă, iar forțele ruse au lansat astăzi noi atacuri cu rachete în mai multe orașe, inclusiv asupra Kievului. Toate localitățile vizate de bombardamentele inamicului au rămas fără energie electrică și termică. Situația s-a agravat și în Zaporojie, unde au avut loc noi explozii. În context, Agenția Internațională pentru Energie Atomică anunță că va monitoriza situația la toate cele 5 centrale nucleare ale Ucrainei pentru a preveni un accident nuclear. Potrivit președintelui Zelensky, și pentru orașul Soledar încă se mai dau lupte grele. Patru explozii au zguduit de dimineață centrul Kievului. Primarul orașului, Vitali Klitschko, a anunțat că are loc un atac cu rachetă asupra infrastructurii critice din capitală și i-a sfătuit pe locuitori să caute adăpost. Explozii s-au auzit și în orașul Harkov. Autoritățile locale susțin că forțele ruse au lovit un cartier industrial al orașului. Cel puțin 5 oameni au murit, iar alți 40 au fost răniți, inclusiv copii, după ce o rachetă a distrus un bloc locativ în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk. Autoritățile locale avertizează că sub ruine pot fi și alte victime. Între timp, guvernul de la Kiev a lansat proiectul Vreau să rămân în viață, iar recruții ruși sunt ajutați să evite înrolarea sau chiar să fugă din armată. Astfel, a fost creată o linie telefonică prin care bărbații ruși pot să solicite ajutor. Apelanții sunt în mare parte bărbați care nu au fost încă înrolați, dar și rudele acestora vor să știe dacă pot să se predea cu cel mai mic risc posibil în cazul înrolării forțate. Mulți dintre ei sună din teritoriile ocupate de ruși sau chiar din Crimeea. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că luptele în orașul Soledar continuă, deși Moscova a anunțat că deja deține controlul în acest oraș. Важка битва за Донеччину. Bătălia dură pentru regiunea Donețk, bătălia pentru Bahmut și Soledar, pentru Kremina și pentru alte orașe și sate din estul țării noastre continuă. Deși inamicul și-a concentrat cele mai mari forțe în această direcție, trupele noastre, forțele armate ale Ucrainei, toate forțele de apărare și de securitate apără aceste teritorii. Mulțumesc fiecărui soldat, sergent, ofițer de brigadă și alte unități ale armatei care își îndeplinesc sarcinile cu mult curaj. Între timp, locuitorii din Zaporojie spun că și orașul lor a fost lovit în această dimineață de forțele ruse. În context, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că își va intensifica prezența în Ucraina pentru a ajuta la prevenirea unui accident nuclear. Instituția va intensifica controlele la toate cele 5 instalații nucleare din țara vecină, inclusiv la Cernobâl, centrala închisă după tragedia nucleară din aprilie 1986.